A avea carne de miel pe masa de Paște este o tradiție din vechi timpuri pe care o respectă aproape toți moldovenii. Cum să-l gătim corect ca să fie mai gustos, ne învață bucătarul Vadim Broslav. Vadim, salut! Bună ziua! Avem miel de Paște. Este într-adevăr o carne tradițională și, apropo, mulți moldoveni servesc mielul doar de Paște, nu-l gătesc și în alte zile. Poate din acest motiv te-am invitat să ne spui cum să-l gătim corect, pentru că pieptul de pui îl facem mai des. În primul rând, vreau să ne povestești despre carnea de miel. Ce înseamnă ea? Cum e din punct de vedere, nu știu, digestiv? Cum se digeră? Cât de multă putem mânca? Deci, carnea de miel pentru organismul uman este foarte benefică, deoarece conține foarte multe vitamine, fier, calciu. 100 de grame de carne de miel este o doză destulă pentru vitamina B12 pentru un om matur. Deci este foarte benefică și nu conține atâtea grăsimi ca carnea de porc. Dar este destul de grea pentru sistemul digestiv carnea de miel? Mai grea ca porcul, ca carne de vită? Nu, este mai, cu mult mai ușor decât carnea de porc, deoarece tot aceeași nu conține multe grăsimi. Este o carne foarte... Dietetică, da. Și este benefică pentru organismul nostru. Vadim, da, când alegem mielul, de exemplu, pentru masa de Paști, ce greutate sau ce vârstă la miel alegem ca să fie carnea mai, nu știu, mai fragedă, mai delicioasă? Deci, ca să alegem, ca mai ușor să gătim acasă un miel, noi trebuie să alegem un miel cu vârsta cuprins până la jumătate de an, deoarece carnea este încă foarte mare și este încă ușor de gătit. Cam câte kilograme are un astfel de miel? Deci, până la 4-5 kilograme. 4-5. Dacă alegem doar o bucată, da? Pentru că bănuiesc că la piață se vinde nu doar un miel întreg, dar și bucăți, ce bucată ar fi mai indicat să o alegem? Deci, astăzi eu am ales picior de miel, deoarece acesta conține mai multe carne și este mai bine gătit și se poate prepara mai ușor. Așa, între timp ne apucăm de treabă și începem să-l marinăm. Ne explici și ce facem și care, apropo, există careva ingrediente la marinat carnea de miel care este neapărat să le punem? Obligatoriu? Deci carnea de miel este cu un gust specific și un miros specific. Noi o să adăugăm astăzi, ca să dezbatem tot același miros specific, o să adăugăm niște ierburi aromatice care sunt ca rozmarinul, este timianul sau, în limba română, să spunem cimbrișor, coriandru măcinat și zira măcinată, puțin ustroi și rădăcină de țeline, care tot va adăuga puțin gust pentru mielul nostru, paprika dulce, noi o să adăugăm pentru culoarea, ca să adauge o crustă frumoasă, și sarea, ca să dea un gust puțin sărat. Piper nu se pune? Piper nu o să punem, deoarece noi o să punem coriandru, zira, ustroi și acestea tot au puțin... Gust picant? Da, puțin gust picant, care noi nu trebuie să... Carnea noastră să aibă gustul picant. Ea trebuie să fie condimentată corect. Poate și puțin necomentat. Nu până la urmă, ca să-i păstrăm gustul de carne. Apropo, știu că mulți evită să mănânce carne de miel, anume din cauza mirosului specific pe care îl are. Trebuie să recunoaștem că are un pic de miros. Există vreo variantă cum putem să scoatem acest miros din miel? Adică îl ținem în apă cu o țietă înainte de asta sau ceva? Știu că gospodinele găsesc tot felul de remedii de acest fel. Da, multe remedii sunt, dar în primul și primul rând noi trebuie să alegem o carne corectă, deoarece să știm de unde cumpărăm carnea asta, deoarece ea tot depinde cum și-a crescut animalul înainte de asta, tot gustul și mirosul tot mai departe este influențat. Da. Deci e cel mai bine să alegem un miel care a crescut natural, a păscut iarbă și atunci nu va avea așa de mult miros? Da, desigur, pentru că va avea și un gust mai benefic, mai bun, decât un miel crescut în alte condiții. Așa, hai să ne apucăm de treabă și să ne explici și ce și cum faci. Eu o să dau cartofii un pic mai la o parte, sigur, ca să se vadă piciorul ăsta în toată splendoarea sa. Tu ne explici, noi ascultăm. Notați, vă rog frumos, rețeta, că după asta o să aveți nevoie. Deci, în primul rând, orice carne noi trebuie să o spălăm. De unde n-ar fi cumpărată, de la piață, din magazin, carnea trebuie spălată. Cu apă rece sau cu apă caldă? Rece. Așa.
cu apă rece. Știu că mai există și discuții la capitolul că nu e bine să spălăm carnea, că bacteriile de pe carne se împrăștie prin bucătărie și o punem așa pur și simplu la gătit. Nu este corect, pentru că noi nu cunoaștem ce drum a făcut această carne înainte de a ajunge la noi pe masă și noi trebuie să o spălăm. Așa, da, eu să te ajut. Așa, mersi mult. Așa, deci am spălat carnea. Da. Mai departe. Un pas. Alt pas, noi trebuie puțin să o uscăm cu șervețele umide sau șervețele uscate sau cu un ștergar. Uh-huh. Deci, cam mai departe să o putem să o prelucrăm. Este valabil, din câte înțeleg, pentru orice fel de carne, nu doar pentru cea de miel. Da, este valabil pentru fiecare carne. Chiar și aceleași, fiecare legumele, fiecare fructele, ele trebuie să fie spălate. Deci noi toți trebuie asta să spălăm. Nu, în vedere uscatul cărnii, adică orice tip de carne trebuie mai întâi așa uscată? Deoarece chiar și în momentul când noi punem carne la prăjit, conținutul de apă care este deasupra, el nu ne dă voie ca să formeze o crustă rumenă și așa mai departe. Așa, acum ați înțeles. Deci v-am spus eu, notați, pentru că Vadim ne învață lucruri bune. Așa, ștergem bine carnea să fie uscată. Și următorul pas care noi trebuie să facem ca să scăpăm, cum ați spus, și tot de același miros, este îndepărtarea acestor pelicule care sunt deasupra. Așa. Noi trebuie să le îndepărtăm. Uite că noi nu am știut de chestia asta și probabil din acest moment, din acest motiv se păstrează și mirosul. Adică e o procedură totuși destul de anevoioasă. Nu e un steak de vită pe care l-ai pus pe tigaie încinsă și atât. Deci cât de bine putem până la carne, chiar noi putem să îndepărtăm aceste pelicule, pelicule grăsime, deoarece în ele se păstrează tot un miros. Așa. Deci ați aflat acum că mirosul specific se păstrează inclusiv în acea grăsime și pieliță care este deasupra și e bine să o înlăturați. Carne de miel arată foarte bine. Eu mă uit și deja îmi este poftă. Deci noi încă o să coacem cu ierburi și o să aibă și un miros frumos. Deci nu un miros care s-a deprins toți. Până lucrezi, Vadim, nu vreau să te deranjez, dar totuși o să te întreb și asta. Dacă vorbim despre miel, cum e mai bine să-l gătim? La cuptor sau putem face, nu știu, la grătar, putem ca frigărui? Deci aici tot depinde foarte mult. Ca să gătim la cuptor, noi avem mai mult timp. La grătar noi preparăm puțin timp. Deoarece la grătar noi trebuie să alegem o carne cât mai fină, cât mai fragedă. Cât mie trebuie să fie mai tineri, deoarece ca ea să pregătească mai repede. La cuptor noi putem să pregătim mai mult timp. Mai mult timp. Vădim, avem din păcate puțin timp și vreau să trecem deja la condimente, să le punem peste miel și totodată să reușim să scoatem din cuptor. Deci, noi mielul aproape l-am curățit. Așa. Pentru condimentare noi o să avem nevoie să pregătim mai întâi tava noastră. Așa. Așa. În felul următor, folie de aluminiu neapărat. Așa, punem ulei. Deci, tot ca un secret, ulei se pune la urmă, deoarece el trebuie să conserveze în carne, în orice produs, toate condimentele. Deci, ulei la urmă punem. Așa, deci urmăriți acum pașii ca să știți ce faci și cum faci. Am pus folie de aluminiu. Da. Puțin de folie de aluminiu, puțin pergament. Așa, și pergament. De ce punem și pergament? Deoarece tot ca să păstreze cu mai multe sucuri pământul și mult grăsime poate să elimine pergament. Așa. Deci pe secrete de bucătărie ne deschide Vadim astăzi? Desigur. Jos punem sare, puțin. Jos. Noi folosim sare de mare. Sare de mare, grunjoasă, așa. Da. E mai indicată, da? Da. Deci, mai departe, adăugăm puțin coriandru măcinat. E mult mai interesant să urmărești. Și zira. Cum gătesc bucătarii, să urmărești cum gătesc bucătarii profesioniști. Dar pe carnea noastră noi trebuie să facem mici incinzii, ca înăuntru să intre condimentele și sarea noastră. Așa. Deci facem incizii. Nu foarte adânc, din câte înțeleg e un centimetru. Până la un centimetru. Deci.
așa este. După asta, încă așa. Patățele. Ce spus? Așa. Deci la noi sunt aici condimente. Așa, și punem carnea. Da, pe pergament. Pergament și în forma noastră. Deci, mai departe, tot repetăm procesul. Așa. Puțin sare. Puțin zira măcinată și coriandru măcinat. Uh-huh. Deci nu punem așa cu fanatism, cum zicem noi, dar punem un pic. Deci punem un pic, pentru că orice produs, el trebuie să aibă gustul său. Natural. Gustul său natural. Și zira. Așa. Până tu aranjezi aici, eu să-mi permit să scot de la cuptor ca să reușim, că ne presează timpul și nu vreau să rămână mielul nedezvăluit. Avem noi o bucată de miel pe care am pus-o la gătit mai devreme. De fapt, tot Vadim s-a ocupat de asta, nu mari specialiști din bucătăria noastră. Așa. Între timp tu ai pus și ierburile, da, ai pus ierburi, rădăcina de țelină. Rădăcina de țelină, deoarece tot are un miros și un gust specific și adaugă acum usturoi. Și usturoiul. Deci usturoiul curățit și pur și simplu fermăm. Așa, pur și simplu presăm usturoiul, da, și îl punem. Eu între timp o să deschid de aici câte un pic așa. Ah, ce miros, ce miros! Deci, cel care e aici mielul e gătit după aceeași rețetă, doar că a fost pus la cuptor mai devreme ca să reușim să vă arătăm și vouă un pic din rezultat. Deci, aici adăugăm boia. Așa, sau boia. Paprika, sau paprika, cine mai bine cunoaște. Și la urmă turnăm ulei. Ce-ți folosi? Hai să vedem cum se toarnă uleiul corect, așa ca să... Da. Deci turnăm pe deasupra, așa ca să intre în toate inciziile pe care le-am făcut. Putem să ajutăm și cu mâna. Așa. Deci, puteți folosi ulei de măsline, ulei de floarea soarelui și puteți să adăugați și puțin unt la coacere. Și unt. Foarte bine. Acum, până îl închidem pe acela, așa. Ăsta rămâne de închis și de pus la cuptor. Cât timp și ce temperatură? Deci, noi putem să lăsăm în, așa mai departe, el puțin să marineze, puțin timp. Cât timp are nevoie? Poate în jur de 6 ore. La frigider sau la temperatura camerei? La frigider mai bine de lăsat. Și după asta la câte grade la cuptor? La cuptor noi punem în jur de 2 ore și la 180-170 de grade. 180 de grade, 2 ore. Asta îl punem mai în față, așa, ca să-l vadă toată lumea, pentru că nu-l strângem deocamdată, să stea să se marineze. Asta este gata și o să te rog doar să-l scoți, să-l pui pe tocător sau ai tu un dispozitiv special. Deci... Să-l arătăm, că avem câteva secunde numărate, dar vreau tare mult să se vadă acest picior. Deci se face? Da. Așa. Deci, avem aici de picior. Eu nu pot să vă redau ce miros este aici și ce arome avem noi în bucătărie și cât de bine arată. E mai mult decât apetisant. Să înțeleg că atunci când este gata, îi scoatem toate ierburile aromatice care au rămas pe el. Deja nu ne trebuiesc nouă. Așa. Putem să adăugăm ierburi proaspite, deci ele tot o să adauge puțină aromă. Așa. Îl servim cu ce? Putem servi cu orice salată de legume proaspete, legume coapte, cu orez fiert, cu cartofi copți. Dar trebuie să combinăm, nu trebuie să fie multe carne, multe legume. Legume multe pot să fie. Proaspete. Da. Vin de care roșu? Da, mai mult vin roșu. Pastoral de Paște. Deoarece este carnea roșie și mai mult se asociază cu vin roșu. Vadim, îți mulțumim foarte mult pentru rețetă și pentru așa gustoșenie. Eu mă uit și se vede cum carnea se ia de pe os. După mine, ăsta este cel mai bun indicator că carnea este gătită suficient. Îți mulțumim mult pentru că ai deschis secrete din bucătărie. Da, mersi mult pentru invitație. Poftă mare!